Bună, dragi prieteni, ne aflăm în orașul Ungheni, la casa pentru bătrâni. Puteți observa panourile date de cei perete. Îi ofer lui domnul ăsta un baston. El are nevoie, el are de asta, de asta nu-i comod pentru el și el vrea de asta. Mai sensibil, mai sigur, a merge, mai una alta. Poftim un baston, gratis. Cum vă numeți? Dorinț. Și de unde sunteți? Dumnezeu. La câți ani aveți? 89. Și ce sănătos, n-a rămas foarte tânăr. V-ați păzit? Pastiele se rămâne. M-a păzit domnul. Pastiele veți? Acum. Dar așa în viața dumneavoastră, multe pastiele, de fel n-ați băgat pastiele dumneavoastră, da? Nimic. Nici n-am supărat. Nici n-am supărat? Nici nu veți. Așa că le puțin. Așa la masă. La sărbătoare. Am înțeles, am înțeles. Să vă de, o zi bună dumneavoastră, cu Doamne ajută!